să fac acum un test la amplificator Electrovoice P2000, seria Precizie, un amplificator în clasa AD, care este practic dublu amplificator mono, exact gen cum a fost făcut Crown VZ5000, un amplificator de 2x800W pe 4 ohmi, precum spune în prospect, 800W pe 4 ohmi sau 1600W în bridge pe 2 ohmi. Nu este un amplificator stabil 2 ohmi. Așa, s-au schimbat finalii pe ambele canale toți, s-au schimbat prefinalii pe ambele canale, s-a calibrat simetria de 0V pentru că este un amplificator care conține câte două etaje finale, gen ground bridge-ul de la Crown. Are un amplificator care este pe rol de inversor cu ieșirea la masă și un amplificator care este pe rol de amplificator în faza al semnalului. Deci două canale identice și legate cu masa comună, alimentările fiind total separate, se întâlnesc prin ieșirea inversoare a fiecăruia, deci ieșirea inversoare față de masă și după aia se pot lega în bridge. Așa, hai să-i dăm drumul. O să testăm prima dată canalul A. Deschis volumul la maxim. Avem pe ieșire 4 ohmi la 4000W, cele 4 rezistențe de 1 ohm la 1000W fiecare. Sonda osciloscopului pusă direct pe ieșirea spicon. Hai să-i dăm bridge. Să vedem la frecvența de 100 de Hz. O să ridic amplitudinea. Am ajuns la limitare. 65V RMS, la nivel de curaj se vede și aici, dacă mă mai duc, apare limiting, așa lucrează cu limiter, dacă îi scot limiterul din funcțiune, se va vedea hard clip, eu am încercat să ajustez cât am putut de bine limiterul, deci se vede, volumul oricât de mare îl dau, în momentul în care a intrat în limitare, nu mai contează, dacă bag limiterul scurt, este aici un switch, limiter off. Dacă am să-l bag în scurt, se vede. Hard clipping. Exact atât poate limiterul. Așa funcționează cu 1 volt, 1 volt jumate, eu știu, 2 volți RMS pe ieșire. De fapt, nu mai RMS, sinus dreptunghiular pe ieșire. Am să deschid până la nivelul de curat. Deci reduc nivelul. Am ieșit din pragul de limitare, curat ar fi cam vreo 61V RMS, 60,5-61V. Punem 60V RMS rotunzi și curați pe 4 ohmi. Semnal frumos la frecvența de 100 de Hz. Cobor spre 20 de Hz. Am ajuns la 20 de Hz. Hz, 54V RMS. A plecat și ventilația pe nivel mai mare, deci se vede. Dacă am să mă duc în nivel de foarte jos la frecvență, o să decupleze protecția DC. Ia să vedem. Da, exact. Ok, hai să ajungem înapoi la 100 de Hz. Sunt acum la 100 de Hz fix. Semnalul este curat, a ajuns înapoi la 60 de volți. Deci o cădere de, eu știu, 4-5 volți RMS pe ieșire. Hai să vedem și cu alimentarea ce se întâmplă. Deci am să pun, nu are alimentare simetrică, are alimentare simplă. Masa fictivă făcându-se prin etajul inversor de putere. Deci în gol avem 109V RMS. Hai să și opresc semnalul. 111,6V RMS. M-am zăpăcit cu RMS-ul, tensiune continuă. Deci 111,5V tensiune continuă. Am să-i dau drumul la semnal și mă duc pe urmă la nivelul de 0 decibeli. Când alimentarea scade la 93. Deci la 93 de volți îl scoate 60 de volți
alternativ pe ieșire la frecvența de 100 de Hz. Mergem la 1000 de Hz fără să umblu la nivel. Puțin mai slab, cu vreo 2 volți. Am să ridic să vedem ce se întâmplă, dacă este din răspunsul în frecvență sau dacă atât poate. Da, deci se vede clar, nu pot să ating 1000 de Hz nivel mai mare de 58 de volți, pentru că atât poate. 10 kHz. Răspuns foarte bun, clasa AB, bineînțeles. La nivel de limitare avem ceva mai mult, 66 de volți RMS. Deci la 10 kHz răspunde mai bine, probabil că scade și tensiunea mai puțin la traf, fiind încărcarea mai slabă. Așa, mergem spre 20 de kHz. La 20 de kHz mai am 34 de volți, deci 10 kHz. Ia să vedem. Ducem înapoi la 60 de volți RMS, 10 kHz față de 20 de kHz. Un volt, deci un amplificator destul de liniar, chiar foarte liniar pentru vechimea lui. Așa, am să las 2 secunde să se odihnească fără semnal, timpul în care eu am să pregătesc pentru semnal dreptunghiular, să vedem ce spune la 10 kHz. Mă interesează timpul de creștere, rise time, timpul de coborâre, fall time. Traful s-a încălzit ceva în testul ăsta de câteva minute. Dacă am să pun pe... Nu știu cât de bine o să-mi arate ăsta. Ar trebui să pun un cauciuc ceva negru care să fie în contact direct. Oricum n-are mai mult de vreo 45-50 de grade ceea ce pun eu mâna. S-a oprit și ventilația. A rămas pe viteză foarte mică, înseamnă că s-a răcit. Ok, hai să-i dăm drumul la 10 kHz. Am pornit. Dacă am să pornesc generatorul cu tensiunea maximă, având un pic de tensiune continuă pe ieșire, el va decupla. Ia să vedem. Exact. A recuplat. Așa, suntem la 10 kHz. Așa, avem un timp de creștere de 3,5 microsecunde și un timp de coborâre de 4 microsecunde. Putem spune că e cât de cât liniar. Degeaba îi mai dau nivel, se vede de aici. Deci oricât i-aș da, e în pragul de limiter. Dacă aș scoate limiterul, să pun aici în scurt. La prag de clipping, curat ar fi, deja e clipping aici, curat ar fi cam 184 de volți vârf la vârf, același timp, a mai crescut puțin timpul, dar probabil e eroare de măsurătoare, 4 microsecunde creștere, 4 microsecunde cădere, se vede, dacă mă duc la nivel de clipping deja nu mai e bine, la nivel de curat, 4 microsecunde timp de creștere, 4 microsecunde timp de coborâre. Mergem și la 20 de kHz. Același răspuns. Reduc un pic că a intrat în clipping. Curat ar fi 3,8-4 microsecunde. Acesta e răspunsul la 20 de kHz. Asta a fost testul pentru canalul 1. Urmează testul pentru canalul